Următoarea ședință este statutară. Bună ziua, sunt și eu și bine ați venit la ședința de astăzi. Ordinea de zi, pe zi pentru ședința de astăzi, este următoarea. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.700.000 de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 35/2024, pentru asigurarea unor împrumuturi din trezoreria statului, precum și pentru verificarea și completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigii arbitrale și judiciare internaționale și concesionării proprietății publice a statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 2. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închiriere terenuri. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 89 din 30.07.2024 privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor sportive și cultural-artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Comănești 2024. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aferente membrilor ADIS Bacău pentru anul 2024. 5. Alte probleme. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești de Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, pentru precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Doi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei la Spitalul Rășinescu Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții a Spitalului Rășinescu Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2024. Și proiect de hotărâre privind programul Sănătate, investiții în infrastructură publică a unităților sanitare care funcționează servicii, furnizează servicii de recuperare. Cam atât ar fi pe ziua de astăzi. O ședință mai scurtă. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, vă spun și eu. Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 30.07.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Se supune la vot completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții. Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea proiectului, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei la Spitalul Rășinescu Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2024, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții și a Spitalului Orășinesc Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2024 și proiect de hotărâre privind programul Sănătate, investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează servicii de recuperare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Primul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.700.000 de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 35
din 2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigii arbitrale și judiciare internaționale și concesionării proprietății publice a statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Domnul Joara, directorul economic, mi-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt alte discuții? Am eu o întrebare. Madura, care este datoria orașului Comănești în momentul de față? Noi, în momentul de față, avem două împrumuturi în derulare. Unul de 12.100.000 de lei, care este până în 2026, și unul de 3.500.000 de lei, care este până în 2029. Sunt împrumuturi contractate de la Ministerul de Finanțe cu dobânda cea mai eficientă, cea mai bună, aferentă proiectelor cu finanțare externă nerambursată. Presiunea acestor împrumuturi nu afectează? Nu, că este eșalonată. Domnul președinte, dacă îmi permite să dau eu răspunsurile domnului consilier. Presiunea proiectelor este foarte mare pe bugetul orașului Comănești. Niciun proiect nu se poate realiza fără cofinanțare. Pentru că avem foarte multe proiecte în derulare, este necesar să facem aceste împrumuturi pentru acele cofinanțări de proiecte. Aici este vorba de un împrumut de 5.700.000 de lei, vorba de un împrumut pentru proiectul de eficientizare a blocurilor, proiect care se află în derulare, proiect în valoare de 27.000.000 de euro. Dacă dumneavoastră vi se pare nepotrivit sau, cum să vă spun eu, anormal, ca la un proiect de 27.000.000.000 de euro, este vorba de mii de miliarde, să faci un împrumut de 57.000.000.000, să achităm cofinanțările acestui proiect sau acestor proiecte pe care le avem, este o problemă dumneavoastră. Dar noi trebuie să funcționăm în continuare. Și noi trebuie să avem bani pentru a depune în continuare proiecte. Că și în ședința de astăzi o să vedeți că vom veni cu noi proiecte pe care le depunem. Și acele noi proiecte pe care le depunem, la rândul lor, toate vor avea aceste cofinanțări. Noi dacă nu depunem aceste proiecte, ca și unitate administrativă, ca și primărie, cum vreți dumneavoastră să-i spunem, vom pierde pentru că nu ne vom dezvolta și nu vom putea să realizăm noi obiective. Și repet, pentru că sunt persoane care încearcă să o facă pe deștepții, spunând că primăria Comănești a accesat fonduri numai electoral, numai, da, primăria Comănești a accesat fonduri numai și numai electoral. Tot ce am accesat noi, tot s-a dus direct către electorat. Că e proiect pe gaz, că e proiect pe apă, că e proiect pe eficientizare energetică, pe spital, pe școli, pe grădinițe, pe sală de sport, bazine sportive, de care vreți dumneavoastră, bază sportivă, așa mai departe, toate aceste proiecte se duc către electorat. Noi nu am accesat niciodată un proiect vreodată la unitatea administrativă teritorială a orașului Comănești pentru Moinești, pentru Dărmănești sau pentru județul Bacău. Noi pentru electoratul din Comănești. Și am accesat ceea ce am putut accesa. Și vă invităm să veniți cu idei să accesăm fonduri pentru proiecte pentru dezvoltarea orașului Comănești. Ca să ne înțelegem, că văd că toți se spune, s-a făcut haotic, s-a făcut numai pentru electorat, numai pentru electorat. Da, domnule, pentru electorat, așa este. Pentru electorat. Pentru electoratul din Comănești, ca să fim mai preciși. Cu chestii de nuanță aici, domn primar. Una e pentru electorat și alta este electoral. Dar sărim peste asta. Banii aceștia, în mod normal, noi am avea la buget pentru cheltuieli de neeligibil la aceste proiecte, nu? La care proiecte? Aceste 5 proiecte, 6, câte sunt aici. În proiectul de hotărâre. Nu, noi avem. Deci nu ar fi trebuit să-i avem? Din moment ce sunt semnate contractele de finanțare? Păi noi avem posibilitate să plătim
dintr-o sumă sau putem să avem acea sumă cu posibilități de a depune alte proiecte. Dacă vreți ca să plătim numai din ce avem noi, nu mai facem nimic. Bun, eu oprim totul. Dacă și... nu apărea varianta cu acest împrumut, aveam banii ăștia pentru ei. Deci banii aceștia i-au alocat Guvernul României special pentru aceste proiecte, pentru că toți primarii din România fac aceste împrumuturi pentru cofinanțări proiecte. Și atunci noi, dacă cofinanțăm aceste proiecte din banii bugetului pe care avem noi o sumă foarte mică, rămânem blocați fără să mai putem să facem alte proiecte. Și pentru a putea să facem alte proiecte, noi tocmai am făcut sau facem demersurile pentru a face aceste împrumuturi, să avem rezervă să facem proiecte în continuare. Dar la data semnării contractelor, de execuție, de finanțare, de execuție, aveați banii ăștia? Sau nu știați că aveți banii ăștia? Sau nu-i aveți? Cum ați spus problema? A semnat niște contracte de execuție cu partea eligibilă. A semnat totul cu aprobarea dumneavoastră. Cu aprobarea noastră. Tu n-ați în Consiliul Local. Aveați banii ăștia? La buget? Atunci, vreți cum... Da, bineînțeles că avem. Și acum mai avem, domnule. Și acum mai avem bani. Vreți ca să nu aprobăm împrumutul? Nu-l aprobăm. Următoarele puncte pe ordinea de zi nu le mai facem. Nu mai aprobăm niciun proiect în continuare pentru că dumneavoastră nu mai vreți să mai facem alte proiecte. Nu, de ce sunteți așa de agitat? Nu s-a agitat. Nu s-a agitat. Dacă banii ăștia, atunci îi aveați. Eu simt că dumneavoastră... Vreți... Simt foarte bine. Acum, vreți ca să blocați într-un fel sau altul ceva. Ați vrea să blocați proiectul ăsta, dar nu știți cum să faceți ca să dea bine electoral. Să dea bine. Bârfă. Pentru dumneavoastră. Facem bârfă. Altceva vreau să vă întreb. În proiectele astea, cât au termen? Este termenul de pe astea? 2026 termen. Și termenul de execuție cu firmele contractate a fost termenul acolo, este termen de execuție 2024 acum, cu prelungire până în 2026. Okay. Și blocurile de la gara până în barier, în ce stare? A văzut că nu lucrează nimeni acolo. Păi mai duceți să vă mai uitați, poate lucrează. Păi poate ceva. Tot nu lucrează. Păi dacă ați văzut, na. Spuneți, ați văzut, domnule, nu lucrează nimeni. De ce nu lucrează nimeni? A început o firmă acolo la poliție, nu a mai terminat. Sunt probleme, constructori, ceva? Da, sunt probleme. Constructorii nu au muncitori și nu au mână de lucru. Nu au cu cine lucra. Ce nu spuneți? Nu au cu cine lucra. Ce spuneți? Să știu să ședință ca să discutăm, domnul primar. Nu ca păi, ce să... păi da, da, eu văd că dumneavoastră vă faceți niște socoteli de a denigra tot ceea ce facem noi, spunând că se pare că nu mai electoral, se pare că, se pare că... De aceea e bine ca să mă întrebați și eu să vă răspund. Trebuie să gândiți mai mult politic. Blocul E1. Blocul E1. De la Asociația Locatarii Dimitrie Ghica. Se face? Nu. Și de ce motiv v-a scos? Întrebați ministerul. De ce nu l-a tăiat de pe listă? Păi și dacă l-ai scos, de ce mai apare în demnul aici? Păi l-a greșit fata. Vă duc să vă rog să scoateți. Nu. Deci, dar cum puteți să scoată un bloc din alea? Nu erau sume. Au scos mai multe blocuri. Dacă vrei să știi și G2 este scos și eu stau acolo. Stau la etajul 3. Și și consilier. Așa că să nu ducem discuția. Dar nu ducem discuția de ceva. Dar nu ducem discuția de ceva. Deci, da, pentru proiecte europene, titlul întotdeauna va rămâne același. Am înțeles, păi asta nu vreau întreb, nu dau. Da, nu, dar eu de asta am spus și de G2 ca să știți mai bine. Că și eu am spus trăgile mele, nu mă alții. Da, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Doamna Șovani a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 89 din 30.07.2024 privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor sportive și culturale-artistice dedicate zilele orașului, evenimentului Zilele Orașului Comunist. Domnul Chirilă ne-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
cu abținere. Da. Se pare a fi un băiat ediția de acesta. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aferente membrilor ADIS Bacău pentru anul 2024. Proiectul de hotărâre a fost prezentat în cadrul comisiilor, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Mulțumesc. 5 cu 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumere prezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiectul de hotărâre a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții? Aș vrea eu, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Referitor la discuția purtată anterior cu domnul consilier, în legătură cu sumele de bani pe care le-am fi putut plăti din bugetul local către proiectul de 27 de milioane de euro privind eficientizarea energetică a blocurilor și unde am aprobat un împrumut de 5 milioane 700 de 57 de miliarde de lei. Trebuie să dați-mi un calculator să fac acum cât înseamnă 27 de milioane de euro. Mulțumesc cât înseamnă lei. 1800, 1300 de miliarde, nu știu cât înseamnă. Ca să facem o comparație. Și cât înseamnă la sută și așa mai departe. Iată că aici, la proiectul acesta, pe gaze, unde nu avem în momentul de față posibilitatea de a face un împrumut, trebuie să cofinanțăm acest proiect cu suma de 7.909.780 de lei, adică 79 de miliarde, aproape 80 de miliarde. Noi, dacă nu am face acest împrumut de 5.700.000, vă dau un exemplu, dar nu numai acesta. Acolo unde a existat o hotărâre de guvern, o ordonanță, prin care statul ajută unitățile administrative teritoriale pentru a putea susține proiectele finanțate pe diverse linii de finanțare, putem să accesăm fonduri, să contractăm acest împrumut. Dar în momentul de față, pentru a derula acest proiect, 79 de miliarde, noi nu avem o posibilitate de împrumut. Și dacă noi, din banii care avem, am cheltuit banii cu 57 de miliarde aici, am putea rămâne descoperiți cu banii care trebuie să alocați pe acest proiect. V-am dat un exemplu, domnul consilier. Sunteți mulțumit? Foarte. Foarte bine. Așa e bine atunci. Hai să mergem mai departe. Supunem la vot atunci proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. 5-2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei la Spitalul Orășinesc Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2024. Proiectul de hotărâre a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, abține. Vă rog, domnule Maxim, spuneți. Am primit și o întrebare la mine. De ce a fost dat afară, domnul doctor Bud? Vreți să-l răspund acum? Da, acum am întrebat. Da, domnul doctor Bud a fost dat afară și ați formulat bine întrebarea. Nu și-a dat demisia. A fost dat afară. Adică, mai precis, i s-a desfăcut contractul de muncă. Da, știu. Așa. Și ca să știți mai bine, doctorul Bud s-a angajat la noi, la Spitalul Orășinesc Ioan Lascăr, din decembrie 2022. Și a fost ținut în spital fără să presteze servicii, adică fără să aibă vreun contract cu casa, să deconteze vreun leu, adică pe spatele spitalului și pe bugetul spitalului. Până când a dat concurs, acum recent, de nu știu cât timp, în ceva vreme în urmă, a dat concurs. După ce a dat concurs, domnul doctor Bud avea obligația să semneze fișa postului. Orice salariat din statul ăsta român, care lucrează la stat și chiar cred că și la privat, au o fișă a postului. Domnul doctor Bud a refuzat semnarea fișa postului pe motivul că în fișa postului este trecut și un paragraf acolo în care medicii sunt obligați să facă gărzi. Dânsul susținea că el nu vrea să facă gărzi, că el refuză să facă gărzi.
Au stat vreo câteva săptămâni fără fișa postului semnată, după care managerul și directorul medical m-au chemat la spital să mă întrebe ce facem, că doctorul Bunt refuză să semneze fișa postului. Eu am spus, domnule, chemați-l să vorbim cu el. Ce motiv are? Da, fișa postului, că nu fac găsi. Ce motiv are? L-a sunat directorul medical pe doctorul Bud. Doctorul Bud n-a răspuns la telefon. Adică că probabil că consultă pe cineva. Și am zis, domnul director, lăsați-l vreo jumătate de oră, o oră, știu eu cât, lăsăm și mai sunăm o dată, trebuie să-l găsim, nu? Să discutăm, să descălcem treaba asta. L-a sunat peste vreo jumătate de oră, n-a răspuns. A mai stat vreo jumătate de oră, n-a răspuns. Și am spus, domnul director, și ați vrea până la el în cabinet acolo, dacă o fi consultând. Ia-ți-vă și stați de vorbă, să vedem care e treaba. Spuneți că vrem să stăm de vorbă cu el. S-a dus directorul medical și a venit înapoi, spunând așa, zice, domnul doctor Bud este într-o operație la Spitalul Județean Bacău. Păi, domnul director, dar dumneavoastră nu știți? El este plătit aici totuși, el are serviciul la Spitalul Orășenesc, eu la Scăr Comănești. Cum să fie la în timpul unei operații la Spitalul Județean? Băi, ci că așa mi-au spus, așa vă spun și eu. Da, da, acum, dacă îmi dați voie, dacă îmi dați voie, după ce termin, vă... După care, zice, când discutam noi cum să fie plecat și să nu știe conducerea spitalului, managerul, cu tare, apare un alt medic, fluturând o bucățică de hârtie în mână, îți zice... uitați, am venit să vă arăt, să vă aduc că domnul doctor Bud este în concediu de odihnă. Păi, domnul director, e în concediu de odihnă? Vă duceți să-l căutați și el în concediu? Nu, domnul primar, nu e în concediu, noi nu am aprobat niciun concediu. Domnul manager, nu am aprobat, domnule, niciun concediu. Uitați semnătura mea aici, doctor, și parafa mea, parafa din medic, domnul doctor. Parafa se pune la un act medical, la acte medicale, nu la o cerere de concediu odihnă. Și zice, este și semnătura a doua. Am verificat după aceea semnătura, care nu era doctorului Bud, este făcută în fals, asta garanta 100%, la care, zic, domnul, păi da, până acum a spus că e plecat să opereze la spitalul județean, acum este în concediu medical, care e problema? Cât a durat discuția asta, cât asta, s-a lungit un pic, eu având o oficiere de căsătorie la primărie, la o oră fixă anume, la o anumită oră. Era, nu știu, ora 1, ora 3, dau un exemplu. Și am întârziat o jumătate de oră la oficiere. La oficiere de căsătorie. Bine, ăsta a spus că da, domnule, că eu i-am semnat, dar... a semnat că îi țineți locul, poate, în concediu odihnă. Dar el trebuie să facă cerere cu o zi înainte la conducere, la să depună la secretariat, să-i dea număr de registrare, să iau aprobe director medical, să iau aprobe managerul, resurse umane, că să bifeze că are dreptul de concediu. El s-a angajat de două săptămâni și a lăsat o cerere cică. Cică ar fi lăsat o cerere. Cererea aia a fost făcută, nu de el. Dar asta e poveste. Și s-a constatat în acea situație că omul, de fapt, plecase, cum, de fapt, se spunea că mai pleca și altă dată, la fel, că el operează, nu știu pe unde, pleca că operează și el, de fapt, dispărea ca cineva în ceață. Și vin la oficier de căsătorie, încerc scuze pentru întârziere, culmea, în cadrul oficierii de căsătorie, numai medici erau. Și zic, domnule, îmi pare sorry, dar am întârziat tocmai tot pe o problemă de probleme medicale, în sensul că un medic nu vrea să semneze fișa postului, că nu vrea să facă gărzi. Cum adică nu vrea să facă gărzi? Dar este obligatoriu prin lege, domnul primar. Este obligatoriu prin lege, toți medicii îți facă gărzi. Păi ăsta zic, chiar nu vrea. Da. Și m-au chemat managerul, am dus acolo, am avut și discuții, culmea, astăzi a și plecat de la serviciu, spunând că este la operație la Bacău, spunând că el, de fapt, nu știu ce mai... e în concediu medical, după aia altcineva a avut să-l motiveze, și într-un final, de fapt, el a lipsit nemotivat în ziua respectivă. Mai stau un pic și mă sună
domnul profesor Lască, să mă întrebe de doctorul Bunt. Dar ce-i cu el? Păi a fost azi la mine să-mi spună niște chestii, nu știu ce, l-a băgat în ceață și pe domnul profesor, fiind domnul profesor, el la noi a spus că e plecat la operație la nu știu unde. Un alt medic a venit și a spus că este în concediu medical, în concediu odihnă. Și zic, acum aflăm că a fost la dumneavoastră. Pe dumneavoastră vă cred pe cuvânt că n-aveți cum să mințiți, că n-aveți nici ce să mințiți. Deci clar că omul a plecat când a vrut, cum a vrut și pe unde a vrut. Bun. Ce îmi spun medicii de la sala, de la oficierii căsătorii? Îmi spune așa. Și domnul primar, ăsta trebuie să ar trebui să să-i desfaceți contract de muncă musai și obligatoriu. Medicul care nu vrea să-și facă găzi, care nu vrea așa, își mai bagă și nemotivat. Culmea, era și în perioada de probe. Omul era în perioada când a la început, când a gazit, era o perioadă de 20 de zile, când ești în perioada de probe. Era și în perioada de probe. El și lipsește și zduce și colo și minte și cu tare. Nu mai trebuie să mai țineți oameni. Având în vedere că există o practică în rândul anumitor medici de a refuza să meargă să facă găzi. Nu, domnule, eu nu vreau să fac găzi. Ai ce să-mi faci? Da, atunci, când n-ai ce-i face? N-ai ce... Cum, domnule, n-ai ce-i face? Am avut situații când ei nu s-au dus la gărzi câte o săptămână. Deci am avut o săptămână încheiată la unitatea de primiri urgențe, la noi, la camera de gardă, nu a fost niciun medic la gărzi. Niciun! M-am dus eu, am convocat toți medicii să vină să întrebăm. Dar de ce nu vede? Domnule, punem lacătul pe ușă în cazul ăsta, punem... Păi nu, că noi, serviciul nostru e la, pe secție. Păi da, pe secție, dar bolnavul, pacientul ăsta, vă vine pe un heliport pe deasupra și nu mai trece pe la camera de gardă? Nu vine salvarea prin camera de gardă, de acolo vă selectați pacienții, ăla e de interne, ăla e de chirurgie, ăla e de știu eu ce alte afecțiuni ar avea. Nu de acolo vă luați dumneavoastră pacienții. Și într-un final, a doua zi, am aflat de la cei din spital, că i-au desfăcut contractul de muncă a doctorului Bud. Da, am înțeles. Mulțumesc pentru răspuns. Aș vrea totuși să menționez faptul că de vreme de îndelungată, blocul operator nu funcționează. Aia. Și că este închis. Da, de unde știți? Nu poate să... Așa ar fi informația prin ieșit. V-ați dus până la bloc operator și v-am întors înapoi pe targă. Băi, și întrebai, care-i treaba? V-a zis că e închis la bloc operator. Vă place că e închis la bloc operator? Ia că așa nu ne place și dacă e închis la camera de gardă. Haideți acum să vorbesc și eu. Haideți, spuneți. Deci, el a fost deranjat de faptul că n-a putut să practice chirurgia vasculară pe care o cunoaște cel mai bine. Și atunci s-a dus ca să-și mențină mâna, practic, că e foarte important pentru medic chirurg să aibă exercițiu, s-a dus la bacă, unde a avut niște cazuri pe această specializare. Pe de altă parte, știți dumneavoastră, din ce am înțeles, știți dumneavoastră că s-a dus el la Bacău ca să-și mențină mâna de lucru. Eu așa informația am aflat. Deci, păi dacă el... Ca să termin un pic ideea, da. Doi zile sunt plătite, că poate de asta nu vor să mai totul. Da. Sunt plătite foarte bine. Foarte bine sunt plătite. Dar probabil că au salarii suficiente și nu mai permit. Sunt foarte bine plătite. Apoi, o altă nemulțumire pe care am mai aflat-o din spital. De exemplu, voucherele de vacanță se dau la medici rezidenți, dar la personalul m-a angajat nu. Păi, voucherele de vacanță se dau... Nu este obligatoriu să se dea, se dau, pot fi date dacă se realizează, dacă se realizează venituri. Dacă tu ești pe pierdere, 2 miliarde luna asta, ești pe pierdere, luna viitoare 2 miliarde, atenție, a se înțelege ce înseamnă pierdere. Pierderile se cuantifică, nu că am pierdut niște bani, ci că faptul că noi avem contractate cu Casa de Sănătate o sumă de bani, cu sumă care se încasează și se decontează către spital după ce se fac niște documente. Documentele constau în investigații, consultații, tratamente, așa mai departe, ale pacienților. Ori pacienții noștri sunt lăsați de izbeliște, ori banii noștri sunt lăsați necheltuiți la Casa de Sănătate, ori doctorii noștri vor să ia doar banii și refuză gărzile. Care-i treaba? Ați înțelege care-i treaba? Bun. Am văzut că vă mai faceți comentarii că de ce se bagă primarul la spital.
Vreau să vă spun că nu m-am băgat niciodată. Știți de când am fost ultima dată eu la o ședință de gărzi la spital? Acum un an de zile. Acum un an de zile când, datorită faptului că se făceau, începuse Casa de Sănătate în urma pandemiei, aloca o sumă fixă spitalului. Eu am informații de aproape în fiecare miercuri, mergeți la raport acolo. Și n-aș avea dreptul sau cum? Da, domnul manager, n-aș avea dreptul. Domnul manager, ce face la spital? Dacă, păi da. Dacă dumneavoastră ați venit la spital, așa, 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 deci, spitalul este coordonat și subordonat primăriei orașului și spitalului Consiliul Local Comănești. Orice act care pleacă către Ministerul Sănătății, către Casa de Sănătate, către statistică, către ce vreți dumneavoastră, orice instituție a statului român, pleacă cu semnătura primarului orașului Comănești. Știți treaba asta? Și atunci am dreptul, dar eu v-am spus, nu am fost la ședințele de gărzi de acum un an de zile, când s-au întrerupt de către Casa de Sănătate, nu știu prin ce hotărâre a Ministerului Sănătății, finanțarea serviciilor medicale fără să fie cuantificate și stabilite indicatorii care trebuia să realizeze. Deci le dădea sumă fixă. Putea să nu vină niciun pacient. Putea să închidă spitalul. Ei aveau sumă fixă 20 de miliarde pe lună. Nu conta cine venea. Putea să aibă 10 pacienți într-o lună. Ei banii aia aveau asigurați. Când ăștia au tăiat-o, pentru că a fost pe perioada de pandemie. Și s-a întâmplat și s-a întâmplat atunci și nu avea o situație clară asupra pacienților. Când au tăiat-o, s-a terminat cu pandemia și a început discuțiile pe să iau om cu om, boabă cu boabă, pacient cu pacient, caz cu caz, ei s-au trezit cu pierderi de zeci de miliarde. Pentru că nu realizau, pentru că erau învățați să nu facă nimic. Și când li s-a spus că trebuie să faceți internet de zi, internet continuă, să faceți, să aveți cazuri, să aveți alea, dădeau din colț în colț. Ăla nu făcea când avea timp, ăla nu avea, nu știu ce nu avea, ăla pleca la specializare la spitalul județean, nu știu pe unde. Deci ei nu își făceau treaba și atunci a trebuit să îi chem pe toți să ne întâlnim, să discutăm ce se întâmplă, pentru că spitalul se prăbușește din punct de vedere financiar și noi am făcut împrumut de 120 de miliarde de lei de la bugetul local pentru a investi în infrastructura și aparatura spitalului, dar nu putem să facem un împrumut să le asigurăm salariile. Și că ei sunt obligați să-și realizeze salariile prin forța lor și prin munca lor. Și bineînțeles că s-au supărat unii care nu făceau nimic, alții au fost chiar bucuroși pentru că au fost cumva obligați și aia care nu fac să facă, să realizeze indicatori, să realizeze cazuri și așa mai departe. Și din cauza asta. Dar eu vă întreb altă chestiune. Dacă spuneți că doctorul trebuia să s-a dus la Bacău ca să-și mențină mâna de lucru, care nu operase niciodată, spuneți-mi mie, este posibil să plece de la serviciu fără învoire, fără nimic, să lese garda, pacienții, descoperiți, au plecat, bună ziua, nu spunea nimeni, spunea unul, vezi că am plecat și eu, dacă ceva, fă-mi eu cer, concediu. E posibil? E legal așa ceva? N-a respectat ierarhia. Primul rând trebuia să-l spună directorul imediat. Punct. Și de câte ori au făcut ea? Au făcut de mai multe ori, nu odată. Și în managerul ce păzea? Au făcut de mai multe ori. Pentru că ați fi dat de prima dată. Cum l-ați dat acum afară, că umblau. Păi nu l-am putut da afară, că nu era angajat până acum. Acum e prima dată când avea contract de muncă. Și înainte era în prom sau ceva? Înainte nu era. Avea contract de colaborare. Deci el venea când vroia, pleca când vroia, ceea ce vroia. Și câți medici sunt în stare așa, cu acolo la asta? Depinde, nu știu. Adică sunt mulți, din 70, 80 sau câți sunt? Nu, puțin. Sunt puțin. Spre exemplu, dacă mâine vine un medic cardiolog, noi nu avem posibilitate să-l angajăm pentru că pentru a fi angajat acel medic, trebuie să îndeplinești mai multe condiții. Trebuie să scoți postul la concurs. Ca să scoți postul la concurs, trebuie să ai acel post. Ca să ai acel post, trebuie să-l treci prin structura de organizare aprobată de minister. Treabă lungă. Ca acel
medic, să nu-l pierzi, pentru că ne dorim să mai avem un al doilea cardiolog, un al doilea neurolog sau pe diabet sau ce mai avem nevoie, îi se face contract de colaborare. De colaborare, sau nu știu cum se cheamă. Presă servicii. Și până când se intră în legalitate în perioada asta, ca și până când se intră în legalitate, eu merge pe statutul ăsta. Ori acest medic, după ce și-a văzut saci în căruță că a dat concursul, acum nu mă interesează. Gărzi, eu nu vreau să fac, eu nu semnez fișa postului. Fiind rugat și chemat de mai multe ori, când de manager, când de director medical, când de cei de la Runos, când de... Refuz, doamne, nu, eu nu fac gărzi. Dar știți care e culmea în secolului? Vreau să vă spun care e culmea. Nu era nevoie de gărzi. Pentru că gărzile pe activitatea dânsului, pe chirurgie, erau acoperite cu vârf și îndesat. Era doar o formalitate de a semna că și el face gărzi, că-i medic. Despre asta era vorba. Nu era o situație deficitară din punct de vedere al chirurgiei, că nu avea cu cine acoperi gărzi. Nu! Nu a dorit nici el să rămână probabil și a avut altă posibilitate, altul loc mai bun. Sunteți mulțumit, domnul? Că a fost dată venit la problema angajărilor, înseamnă un concurs. Concurs pentru management când organizați. Concurs pentru management? Da. Pentru că de atâția ani aveți manager interimar. Am avut și interimari, am avut și manager cu concurs definitiv. Da, deci... Am avut manager. Toți medicii din Spitalul Comănești aproape au fost medici. Toți medicii din spital. Da, interimari. Deci concurs de management pentru management. Eu vă întreb un lucru așa. Este a problema asta și nu mi-ați dat un răspuns. Da, este ilegal ca să funcționeze spitalul cu un manager interimar? Nu, dar aici se... Nu, eu vă întreb așa. Nu, aici se văd performanțele scăzute din punctul meu de vedere în management. De succes. Da, am avut și manageri cu concurs și nu au fost mai performanți. Asta nu înseamnă că excludem varianta. Da, deci ar trebui să organizăm un concurs unde postul să fie câștigat un om competent și să aducă spitalul pe plus. Da, am înțeles că vreți să insistați pentru ăla, cum îl cheamă, care îl are contabil el la firmă. Da, ce lucru, ce... Ba, nu, ăla, că ăla îmi pupă mâna când mă vede fiecare dată. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Soțul doctoriței care a fost la BFT. Vâlva. Când o să scoate la concurs, spuneți-l lui Vâlva să pregătească. Spuneți-l noastră. Păi, îi spune, când mă vede din pupă mâna, că tot vrea să spune de spital. Vrea manager la spital. Da. Ce să vă mai spun? Am înțeles de ce tot insistați, dar... Nu, insist pentru că este păi, normal ca spitalul... Am încercat și cu medici, am încercat și cu economiști, am încercat și cu juriști, am încercat cu tot ce vreți dumneavoastră. Până se rezolvă problema, trebuie de încercat. Păi și acum ai rezolvat problema? Acum, în momentul de față, spitalul este ok. Nu managerul face indicatorii economici. Da, e un rol important. Nu managerul face... ...asupra ceea ce se întâmplă într-o unitate medicală, că de-aia a făcut management aplicat. De-aia și primarul e cu ochiul pe ei. Are un rol important. Păi puteți să fiți cu ochii pe ei. Să nu fiți cu ochii pe ei. Păi, dar să fie și omul de specialitate, să aibă... Păi, nu v-am spus că a fost manager și jurist, a fost și economist, a fost și doctor, medic, și medicul de la... Anatomie patologică a fost dacă vreți manager. Să extinde și la Sfântul Pantelimon, ca manager acreditat, cu asta și tot s-au întâmplat lucruri. Deci, dacă vă interesează, de când a fost numit managerul acesta ultimul, nu se mai merge pe pierdere. Și de când avem acest director medical, să știți. Și de când este director medical? Deci cu echipa actuală, este nu se mai merge pe pierdere. S-au ridicat venitul, ICM-ul a crescut, deci este spre bine. Deci noi discutăm când în sfârșit merge bine, trebuie schimbat ceva. Ce să schimb?
caut să găsim soluția să meargă eficient, să fie eficient spitalul. Înțeleg să fie interimat pe o perioadă scurtă, da? Dar nu ani de zile. Spuneți-i să mai aibă răbdare, domnul Vâlba. N-ai nicio legătură, întrebarea mea cu domnul Vâlba. Are, are legătură. M-a întrebat, m-a întrebat de mai multe ori. Am înțeles că în urmă, l-ați dat afară, ce ați făcut cu el? Nu mai la firmă? Legătură cu Vâlba. Păi dar nu vă ține el contabilitatea? Cine vă ține contabilitatea? Nu ține domnul Vâlba contabilitatea. Băi, v-a ținut-o. Păi, l-ați dat afară. L-ați dat afară de bun? Și vreți să mi-l băgați mie manager la spital? Vreți să mi-l băgați manager la spital acum? Nu era angajatul meu, repet. Ba da, el v-a ținut contabilitatea, nu era angajat, pentru că cel care ține contabilitatea nu este angajat. Vreau să mă întorc acest la proiect, nu are nicio legătură. Deci, non-work, dumneavoastră căutați Ploieștiul Clapitești, vă spun eu. N-are da. Nicio legătură. Mai departe, nu. Spitalul are nevoie de management. Da, hai să trecem la domnul Cătăreț. Vine doar primarul Maritim sau... Spitalul de la Comănești, în momentul de față, este ok, merge bine. Din punct de vedere al indicatorilor, al tot ce vreți dumneavoastră. Merge bine atunci când pacientul o să fie mulțumit și sănătos. E, ia, vă rog atunci să acolo să interveniți. Acolo. Discutăm de acolo, la pacient, unde nu intervine nici managerul, nici primarul. La pacient nu intervine managerul și primarul, la pacient intervine cadrul de specialitate, care este asistent sau direct. Sau da. Și care a depus un jurământ să trece la următorul punct de ordine. Asigure sănătatea populației și așa mai departe. A depus un jurământ, da. El trebuie să și respecte acel jurământ. Proiect, punctul 5 cu 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții a Spitalului Roșenesc Ion Lascăr Comănești pentru anul 2024. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. Și ultimul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind programul Sănătate, investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează servicii de recuperare. De asemenea, proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Asta a fost ultimul punct de ordine. Vă mulțumesc și eu și domnul președinte, dacă mai permiteți să mai fac o adăugare la ultimul proiect, că tot m-a întrebat domnul consilier de ce facem împrumutul și eu tocmai am explicat, pentru că a putea avea posibilități să depunem noi și noi proiecte. Proiectul acesta se referă la o posibilitate ca să avem un centru de recuperare pentru toate persoanele care sunt cu diverse afecțiuni, ținând cont că noi am avut aici o zonă minieră, un bazin minier, ținând cont că sunt foarte multe cazuri de accidente vasculare, de probleme de neurologie, probleme cardio, probleme cardiopulmonare și așa mai departe, dorim ca să facem acest centru cu cele mai mari dotări din posibile la ora aceasta, în așa fel încât oricine are o afecțiune să se poată trata aici la noi la Comănești, ca și cum s-ar afla la orice stațiune balneoclimaterică din România. Poate să fie, ori se duce la Fechir Gheorghe, ori la Sovata sau nu știu unde, poate să vină la Comănești, în 10 zile își face tratamentul exact ca la, la cel mai înalt nivel. Și sperăm noi să-l câștigăm. Este vorba de un proiect care, prin care sunt alocați 16 milioane de euro. Atât am vrut să vă spun. Și vă mulțumesc că ați fost cooperanți. Că ați înțeles că trebuie să facem totul pentru a dezvolta Comăneștiul, nu pentru a-l bloca. Mulțumim tare mult! Vă invităm, începând cu data de 15, 16, 17, 18, la Caliura, unde vor avea loc concertele care se vor fi susținute acolo. Sper să avem vreme bună, să nu fie alte